Bună seara, domnule Petrea. Ce puteți spune despre acest joc? Sunteți mulțumit cu egalul, ținând cont și de faptul că în repriza a doua cei de la Sepsi au avut ocazii mai mari? Bună seara. Un meci aprig disputat, așa cum am anticipat, cu o echipă foarte agresivă, bine organizată și care ne-a pus ceva probleme. Consider un punct câștigat. Puteam să și câștigăm, puteam să și pierdem în această seară după aspectul jocului, dar până la urmă cred că este un rezultat echitabil. Sunteți dezamăgit de ratarea incredibilă a lui Moruțan din finalul partidei? Se puteau fi două puncte cruciale pentru echipa dumneavoastră. Într-adevăr, a fost o situație de a marca, dar se întâmplă să ratezi. Nu putem să-i reproșem nimic Moruțan sau celorlalți jucători. Au făcut un efort deosebit în această seară. Veneam după trei zile, după un meci disputat acum trei zile. Cred că ne-am prezentat destul de bine. Vă așteptați la o replică atât de dură din partea celor de la Sepsi? Au părut foarte montați, mult mai montați chiar decât la finala cupei. Da, mă așteptam să fie agresiv, nu chiar atât de agresiv, dar oricum sper ca și meciurile viitoare să fie aibă aceeași agresivitate. Cât de mult a contat faptul că a jucat la Măgoșoaia? Nu a jucat pe terenul dumneavoastră tradițional și v-a încurcat asta? Putem spune și să ne legăm și de acest aspect. Nu am fost obișnuiți cu terenul de aici, cu stadion, dacă pot să-l numesc așa, Arena Națională e cu totul și cu totul altceva. Și senzația de meci oficial nu am avut-o parcă în această seară, parcă era o partidă amicală pe un asemenea stadion. Dar asta este situația, sper că în cel mai scurt timp să rezolvăm problemele astea și să putem evolua din nou pe Arena Națională. S-a încheiat turul, sunteți pe primul loc. Sunteți mulțumit de punctele obținute sau credeți că putea să obțineți mai mult? În condițiile date și ținând cont și de perioada cu pandemia, ce probleme am avut și toată lumea, de fapt, a avut aceste probleme, da, cred că putem să ne declarăm mulțumiți. Normal, se puteau face mai multe lucruri în anumite meciuri, dar, per total, nu pot să fiu decât mulțumit. Ați avut la finalul primei reprize un conflict cu Leo Grozavu înainte să intre la cabine, v-ați reproșat lucruri. Ce puteți să ne spuneți? Nu, eu n-am avut niciun conflict cu domnul Leo Grozavu. Dânsul a avut un conflict cu un jucător de-al nostru și am încercat să intervin și să aplanez acel conflict, să zic așa. Considerați că, per total, în acest tur, arbitrajele v-au fost potrivnice? Nu vreau să vorbesc despre arbitraje. Ok, în timpul meciului mai ai o reacție poate necontrolată sau din tensiunea meciului, dar nu, despre arbitraje nu-mi place să vorbesc în general și cred că avem arbitri destul de buni în fotbalul românesc. În condițiile în care aveați pe Panțăru și Briceag în lot, ați început cu Ovidiu Popescu, fundaș stânga, ce v-a determinat să faceți acest lucru? Da, au fost anumite considerente tactice, mă gândeam că putem să blocăm mai bine părțile laterale, știam că acolo apar jucătorii destul de periculoși și am gândit poate cu Ovidiu să închidem mai bine zonele laterale. După care am schimbat, am încercat să venim cum el nu a avut un aport ofensiv foarte mare în prima repriză și am considerat oportună introducerea lui Panțăru pentru a aduce un pic, un plus jocului nostru. Se simte absența unui vârf de careu, mai ales în condițiile în care în mass media au apărut speculații cu privire la un schimb între Buș și Omrani și așa mai departe? Da, nu cunosc detalii despre aceste lucruri, sincer, n-am discutat, m-am fost concentrat pe acest joc, pe acest final de tur. Vom vedea zilele următoare dacă va mai perfecta vreun transfer sau altceva. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! Seara bună!